În județul Giurgiu, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, a fost cinstit în mod deosebit de credincioșii parohiei din localitatea Puțu Greci, comuna Greaca. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte episcop Ambrozie. La biserica din localitatea Puțu Greci, credincioșii prezenți la sărbătoarea închinată Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, s-au putut închina la icoana Maicii Domnului din Letca Nouă și la fragmente din moaștele Sfântului Ioan Rusul și ale Sfântului Ierarh Nectarie, aduse de la Mănăstirea Comana. În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, a vorbit despre modelul de viețuire oferit de Sfântul Dimitrie. O foarte mare evlavie la mărturisitor și că se încrede în ajutorul pe care sfinții, indiferent din ce categorie au fost parte, că au fost cuvioși, că au fost puznici, au fost martiri, au fost ierari, toți sunt casnici și prieteni al lui Dumnezeu, având puterea de a mijloci înaintea tronului Sfintei Trăim, pentru virtuțile lor, pentru credința lor, pentru noi oameni, cei de pe pământ, plin de păcate. Indiferent de rangul și de demnitatea pe care a avut-o, a avut puterea să mărturisească credința. Pilda mărturisirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie pentru noi toți în aceste vremuri devine un exemplu. Pentru că Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a mărturisit credința sa în vremuri foarte complicate și acesta este lucrul pe care ar trebui să-l facem și noi cu toții astăzi. Să nu ne oprim din a mărturisi, să nu ne oprim din a spune adevărul, să nu ne oprim din a spune că suntem creștini. La final a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru ctitorii Sfântului Lăcaș trecuți la cele veșnice. Ierarhul l-a felicitat pe părintele paroh pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată și pentru lucrările realizate aici. La rândul său, preasfinția sa a primit din partea comunității parohiale un engolpion și o cruce pectorală.